Salut, tuturor, și bine v-am găsit la un episod. Ei bine, astăzi vreau să reacționez la un videoclip foarte tare, acela făcut de Rovision. Normal că omul nostru Rovision a scos 5 greșeli în 5 Gang singură acasă. Înainte ca acest episod să înceapă, aș vrea să vă mulțumesc enorm pentru suportul acordat la melodie. În câteva zile a strâns 1 milion de vizualizări, așa că vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru că ați ascultat piesa, v-a plăcut. Am văzut în comentarii că multora le-a plăcut strofa mea și chiar mă bucur să aud asta. Pe canalul de vlog am postat și un behind the scenes de la piesă, dacă nu l-ați văzut, și mai multe vloguri alături de 5 Gang. Fără alte introduceri, hai să intrăm în video. Ok, ok, am înțeles, vreți să fac și despre 5 Gang, bine. Dar nu vă imaginați acum că o să găsesc la fel de multe greșeli ca în celelalte clipuri. Mă, Guai, și nu știu ce se întâmplă Crăciunul ăsta, dar toată lumea scoate piese. De la Alvarez cu asta. A sosit Crăciun. Bă, n-am nimic cu Alvarez, dar piesa asta, frate, a fost cam slabă, într-adevăr, dacă tu ești la asta, Alvarez. Aia cu fata visurilor era mult mai ok și avea un flow mult mai bun decât asta, sincer. Crăciun. Da. No. Până la Mimi, care a făcut o melodie în engleză. Bă, piesa lui Mimi, nu știu, mi s-a părut așa un fel de încercare de a scoate ceva în altă limbă, în limba engleză. A fost ok, adică, na. Îți dai seama că e și una dintre primele piese ale ei și pentru mine a fost prima dată când am cântat, așa că, na. Bun, începe videoul propriu zis în sfârșit. Și cu soia petrec. Ok. De ce dai cu hate, bro? Și nu te înțeleg. Ia. L-am luat pentru ia să vedem. Chiar dacă nu știu toate în grai, că el... Ok, începem cu începutul, văd. Nu numai că acest cadru este foarte clișeic, și trecând peste faptul că merg pe mijlocul străzii, chiar dacă au trecere de pietoni în fața nu contează, lor, dar nici suntem 5 Gang. Să vadă dacă mai sunt și alte persoane prin jur, care ar putea ieși în cadru. Dar cel mai mult îmi place reacția omului. Adică merge și el liniștit și vede 5 oameni aliniați pe mijlocul străzii. Nu prevede așa ceva în fiecare zi. Da, noi ne grăbisem on set pentru că se făcea noapte și aveam nevoie de cât mai multă lumină, așa că am tras astea afară pe fugă. Deci, da. Bă, voi sunteți serioși? Hai, mă, te iei așa mult, ce are omul ăla? Ieșise și omul să vorbească la telefon și... Acum trebuie să-l așteptăm noi pe el să vorbească la telefon, pe bune. O altă chestie pe care am observat-o. Chiar nu ați putut să vă faceți fiecare cât un hanorac 5 Gang? Ce? Dar îmi place că pe tot parcursul clipului, fiecare din ei poartă hanoracul pe rând. Nu o să vezi... Păi, boss, nu știu dacă ai văzut... Nu știu dacă ai văzut behind the scenes-ul meu, dar am avut 5 hanorace, doar că ni s-a părut extraordinar de aiurea să facem un cadru cu noi purtând toate hanoracele în același timp, așa că am zis să le alternăm, fiecare era cu hanoracul lui și fiecare avea mai multe ținute și le alternam așa între noi, pentru că dacă filmam toți cu hanoracele pe noi arăta foarte ciudat, adică... Vedeți, nici măcar un cadru în care toți poartă hanoracul ăla. Nu știu, nu-mi place. Am venit din Moldova la Bucale, vezi? Am dat numai și vreau să rup, dar tu ce crezi? Degeaba zice frânză și Elia Berez. Wow, ce zice asta aici? Despre asta vreau să vorbesc. Mă, sunteți într-un studio. Aveți ocazia să trageți mai multe duble. Am tras cu Vasco. Deci, să vă povestesc. Vasco, prima dată a tras acasă la Max. A fost un eșec total. După a venit la mine acasă și a tras. Și a tras de multe ori. Și ăsta a fost cel mai bun play al lui. Pa aia cea mai coerentă. 5 Gang e brigada mea. Brigada mea. 5 Gang e brigada mea. Da, e moldovean, adică să ne înțelegem pe Vasco. 5 Gang e brigada mea. Foarte o nova înceta. Ia bradul, pune o stea. Vorbesc de steaua din brad, dar ei nici măcar nu și-au pus. Aia e o fundiță sau orice ba, altceva? Ba, nu cred. Frate, pe bune, adică noi eram la sediu la Global. Și am fost să filmăm, ăla era bradul, aia era tot ce avem. Nu ne gândeam noi că bă, dacă au ăștia stea, dacă nu știu ce. Ne trebuia brad și am filmat cu brad. Bă, câte pretenții pe voi. Sarmale? Cringe? Nu mi s-a părut cringe partea aia, nu știu ce zici. Mi s-a părut o parte chiar foarte drăguță. Sarmale? Cringe? Nu știu, nu mi se pare cringe deloc. Crăciunul 5 Gang, cu frații petrec. Să înțeleg că o să vă petreceți Crăciunul împreună, gangul vostru? Clar nu se va întâmpla asta. Cel mai probabil fiecare o să fie la casa lui și o să îndure glumele rudelor. Într-adevăr!
Chiar asta s-a întâmplat, din păcate. Dar cum se face ea? Dacă ești hater, nu mai fi și hai încoace. Ați văzut și voi asta? Într-adevăr. Exploit pe zona, sunt înapoi ca București. Nu-ți place stilul ăsta, bro, să mă mai crești. Tu am revenit cu hype, crede-mă, nu zic povești. Fac beat-uri grele, bro. Dar bineînțeles că sunt și părți din videoclip care îmi plac. Pe lângă faptul că e editat blană bombă. Și partea lui exact. Exploit și a lui Gami OS au ieșit destul de șmecher. Eee, asta zic. Ei, noi competiția Cadom și Jerry, ba chiar încurajez treaba asta în continuare, pentru că decât să văd cabinetul dezvirginării, mai bine conținut de gen. Și în plus, în comparație cu celelalte melodii care au ieșit acum de Crăciun, ăsta e chiar ok. Mă bucur. A, vreo și l-a pus alu Mimi. Oribil. Și abonați-vă la canal. Bă, da, ăsta a fost videoclipul 5 greșeli, dar au fost vreo 7 în... Five Gang singura, ca să nu mi s-au părut toate niște greșeli plauzibile, dar ideea e că nici n-avea ce greșeli să găsească la cât de bun e videoclipul. Nu, într-adevăr, videoclipul a avut greșeli, nimic nu e perfect în lumea asta, înțeleg și eu chestia asta. Din nou, vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat la piesă. Noi de-abia așteptăm să o scoatem și pe următoarea. Nici noi nu știm când, așa că nu ne mai întrebați când scoateți următoarea piesă, pentru că nici noi nu știm când. Momentan o să ne focusăm doar pe vloggeri împreună, să ne mai vedem, să facem și cam atât. Five Gang nu e un proiect din punct de vedere muzical, ci mai mult pentru vlog, așa. Și mai scoatem o piesă, nu știu, din când în când, la ocazie specială, nu știu, cum a fost acum de Crăciun. Poate mai scoatem ceva în vară. Să sperăm că scoatem ceva și până în vară. Vom vedea cum stau treburile. Cam asta acest episod, eu am fost Gami. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!